Salutare lume, bine ați venit, sunt Cosmin, stați așa să mă... să vin mai încoa. Bine ați venit la Duminica cu Cosmin. Așa, bun, în această ediție, pentru că, după cum ați văzut acum, la mine este zăpadă. A venit iarna deja. M-am trezit de dimineață și... fix când să mă uit pe geam, văd alb în fața ochilor. M-am gândit ce trac, mă visez, când m-am trezit bine, când mă uit zăpada afară. Păcat. Iar era așa de trist afară și acum e alb tot. E bine, asta e zăpada miilor, asta se topește imediat. Bun, cam fiecare duminică o să vă citesc propunerile. Stați așa, unde dracu-s propunerile, că... Aha, propunerile pentru... Știi când e 23? 23... Unde-s propunerile? Bun, stați că acum nu le mai găsesc. Am înțeles. Am găsit. Adică nu le-am găsit. Stați așa, unde dracu sau... unde au fugit propunerile? Oameni buni, incredibil. S-au deplasat propunerile. S-au deplasat propunerile, oameni buni, nu le mai găsesc. Băi, e incredibil, unde s-au dus? Mă rog, o să citesc doar câteva ce am găsit pe aici. Ceea ce... și găsise niște propuneri. Interesante. Of, nu mai contează. Citisem eu mai ieri o propunere de la un tip de pe un grup. Face și că cum ai să rectific, cum ar fi fost dacă tu ai trăit într-un anime? Asta este chiar o întrebare bună. Nu, hai să începem cu chestia asta. Deci, acum depinde de origine, că mie mi-ar fi plăcut ceva de gen să fiu un fel de personaj principal sau secundar. Nu vreau să mă bag pe partea negativă. Bun. Să mă gândesc. Mă, dacă ar fi după mine, dacă eu aș trăi într-un anime, eu aș fi personajul ăla principal, genul ăla de tip care se uită după fete și vrea să le atingă și alte căcaturi, ar ascunde tot felul de pornoșaguri și alte chestii. Nu știu, ar fi ceva în genul cum e în Golden Boy. Adică genul ăla de tip care vrea să învețe cât mai mult, dar este atras foarte mult de femei și oriunde merge e atras de femei. Bineînțeles și cu casul ăla, îmbrăți. Pentru că așa decurge în fiecare duminică. Eu stau de dimineață să fac ca nebunul și nu iese nimic. Până la urmă. Așa, bă, nu știu, ca păr, dacă eu aș fi creț în anime-ul, nu prea vezi băieți creț. Deci eu aș fi ceva în genul, nu știu, cred că, oricum e Kintaro, ei, ori în genul la, nu știu, Madara are părul mai lung decât al meu. Și l-are așa mai umflat. Bine, și al meu stă umflat dacă îl spăr, dar... îl stă așa din cauza că am mai fost afară și pe flășcă ea la asta s-a mai întins o leacă. Da, cred că eu aș fi ceva în genul cam între Madara
și Kintaro Ui, o chestie în jet. Bine, Kintaro Ui cam are părul identic și la fel ca al meu. Numai că al meu e crez. Și bine, eu nu am părțile astea, nu le-am mici. Sunt bacul, le-am mici. Ok, deci. Nu știu cum ar fi fost. Cred că ar fi fost o chestie chiar șmecheră. Adică, na, totuși, să vezi tipe, să fii atrase de ele sau pur și simplu... Adică e o altă diferență față de realitate, pentru că în realitate nu prea vezi ceva de genul. Adică e ceva de genul, un anime, vă dau un exemplu, un anime, dacă un tip pune mâna pe țuțele cu unei fete și... Așa îi place în pana mea, chiar dacă nu-l cunoaște sau îl cunoaște, sau dacă e prieten sau dacă e dușman, îi place până la urmă, cu... O lasă de dorit, da, când pui mâna la o fată, în realitate, fute un dos de palmă, te aruncă 3 metri în pereți și acolo ești. Bine, nu că zice că și în anime-uri toate fetele sunt așa. Bine, eu sunt cam genul ăla de persoană care, știi, să caut mai multe posibilități să ating o pai. Da, nu știu, cred că aș fi personajul principal sau secundar a unei, unui anime, dar mai mult aș m-aș încadra undeva la anime-uri perverse, comedii. Și cred că și un pic de acțiune acolo. Nu știu, ceva în genul la... Dacă stau să mă gândesc, cine are așa... High School DxD. Ca să vedeți că știu și eu unele anime-uri. Când veni vorba pe un grup de ăsta, tot vreau să reamintesc chestia asta. Pe un grup de ăsta, trezește una... Pentru că pusesem o postare de genul că, na, la ora actuală există foarte puțin gameri adevărați, la 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 la, știți, fide. E, s-a trezit una, nu știu, cred că aia era... Halebana acolo, nu știu, are din delay în cap, piticii porno în cap, pana mea. E, se trezește aia că, vai doamne, că eu nu sunt otaku, că dacă aș fi fost otaku, știam, acum trebuia să am minim 30 de animeuri care să le știu și minim 30 de cuvinte în japoneză. Băi, frate, băi, fraților, deci nu vă imaginați, un otaku nu înseamnă să știi minim o chestie și maxim atâta. Nu, frate. Un otaku înseamnă să-i placă animeurile, nu neapărat să și le să învețe cuvinte. Dacă vrea le învață, dacă nu le vrea, are e bine. Măcar îi place să se uite. Ai un personaj anume sau mai multe preferate. Îi place anumite genuri. Uite, mie, de exemplu, pentru unii care nu știu, mie îmi place ceva în genul... bine, eu am fost crescut cu animeurile de mic, cred că pe la vreo 7 ani. Prindeam pe TVR1, acum dacă stau să-mi aduc aminte, prindeam pe TVR1 anime-ul de genul, deci primul anime care țin minte și ziceam, deci, una, deci nu știam că era anime, dar mi-am dat seama mai târziu, eu ziceam că era desen animat, na, copil mic, la 5-6 ani, de unde dracu să știe anime-ul. Și... Care a fost primul anime? Să zic că a fost Pokémon. Da, primul sezon ăla din Pokémon, ăla când puțin care dătea mai mult în desen animat atunci. Bine, și românii noștri știu orice chestie care îl iau, îl bag acolo, știi, și zice că e creat de ei. De exemplu, a fost o fază tot așa, după un an de zile, pe la vreo 7 ani, mă uitam la Dragon Ball
primul sezon, bă, l-am și terminat în plăcere la nebunie și mă așteptam să mă uit și la al doilea sezon și n-am mai apărut la televizor. Am fost foarte trist atunci. După aia, după ce am mai crescut, nu prea am mai văzut anime-uri. Ba da, la un moment dat prinsesem Animax pe la televizor, îl descoperisem pe la vreo 8-9 ani atunci. De capul meu, toate animele văzute, hai, Helsing, deci mă chinuiam la 11 seara să mă uit la Helsing și mi-era un pic de teamă să mă uit, nu știu de ce. Mai am văzut Inuyasha primul sezon, am văzut Full Metal Alchemist și primul și al doilea sezon. Death Note am văzut foarte puțin. Sper că am văzut vreo 5 episoade, cu formă nu știu ce căcat au făcut. Aia că au dat de la început și mi-am băgat picioarele în el. Yu-Gi-Oh! Am văzut, e și ăla și mai rău de tot. Urmă pe la vreo 10-11 ani, când n-am mai putut să prind eu, n-am putut să prind Animax-ul și, bine, eu vorbesc mai încet acum că sunt părinții acasă și dacă îți pierzi sau ceva, o să zică că vai, Doamne. Bun, eu ce-am mai prins, pe la vreo 10-11 ani, n-am mai fost ăsta Animax-ul. Nu știu ce s-a întâmplat la mine, de nu mai prindeam deloc. Sper că pe atunci trebuia să-mi pun RDS-ul și a fost o mare complicație și atât este. Îmi pare rău, totuși era un canal foarte bun. Acum din câte am auzit și că s-a schimbat foarte mult, acum nu mai sunt animeurile alea, acum au băgat mai mult telenovele și cacamac. Mă rog. Ce am mai văzut eu? Eu am văzut în jur de 40 ceva, 50 de anime-uri. Da, am văzut în... Deci... Na, ce pot să zic? Am văzut destul de mult. Ca genul de anime-uri mie îmi place de aventură, acțiune și de alea perverse și... ceva dramă, dacă îi și ceva mistere, ce cu opai și cu fără opai, bine, nu mă uit la de-alea, ia uit deloc, nu, și gor, și cu monștri și cu multe păcate, ok, bun, am zis în mare parte, bine, acum mai mă uit doar la anime-uri, când mai apuc pe net. Așa și eu mai prind. Poate acum vă întrebați care sunt anime-urile mele preferate, dacă tot am început subiectul despre anime-uri și să nu mai trecem de pe un subiect la altul. Să vedem, deci... Cred că așa plasa prima oară Dragon Ball Zoom. High School DxD, că și ăla e foarte șmecher, îmi place foarte mult, mai ales că mor după Curia. Bucata aia frumoasă. Ce mai am eu? Ce mai am eu acolo? Super Police, și ăla îmi place, e foarte șmecher. Deci am zis Dragon Ball, High School DxD, Hyper Police, Afro Samurai îmi place, vai de capul meu, deci e foarte șmecher. Astea sunt între preferatele mele. Mai am și One Piece și ăsta îmi place foarte mult, o poveste realistică și nu mă mai las cu perte, că ăla e o copie fidelă după One Piece, numai că e schimbat o poveste aia și unele chestii, deci e bullshit. Ce mai îmi place? Violent Jack. Și ăla îmi place. Îmi place la manga și Naruto, dar s-a schimbat foarte mult povestea și
mai urit cu poveștile alea din trecutul lor, pana mea nu putea să treacă direct la acțiune, că trebuia să țină 20 de episoade numai cu poveștile la unii. Mai neva și mi-am băgat picioarele în ea. Bine, și așa am văzut ultimul manga de la din Naruto și am rămas puțin dubios. Adică erau ceva în gen pe fază de moarte amândoi. Și culmea ironiei, eu murit fără un braț. Cum ajunge în sezonul 2 să se regenereze, habar n-am. Acum... Ce pot să zic? Pot să urmeze Crăciunul. O să facem și acolo niște videouri. Și acum, na, ce pot să zic? Da. Deci, eu sunt Ghostman. Asta a fost duminica de azi. V-am explicat o mare despre anime-uri. Iubiți anime-urile, iubiți old gaming-ul. Și bine, și old cartonul. Iubiți-l și pe ăla, pentru că nu cred că ați fost voi primii care auziți de așa ceva. Deci, dacă îmi zice mie un otaku că a, ce e cartonul, că nu știu ce, că e asta, îi tântesc una de nu știe de el, adică cum dracu mă, să nu zici că tu te-ai născut deja otaku, du-te mă, toți care sunteți otaku și voi ați trecut prin alt cartoon. Deci, mă rog, deci, eu vă zic ceaules, eu sunt Gosmin și vă zic ceaules.